Nova Apaserv montează noi filtre de apă la sanatoriul de neuropsihiatrie Podliga. Operatorul de apă din județ a decis să schimbe soluția de tratare a apei de la Săveni, montând alte filtre la sanatoriu. Acolo situația pacienților bolnavi psihic este dramatică, fiindcă riscă să ajungă în stradă pentru că Direcția de Sănătate Publică nu a acordat autorizația sanitară de funcționare și din această cauză s-a pierdut finanțarea de la Casa de Asigurări de Sănătate Botoșani. Eu am schimbat soluția de tratare, soluția de floculare, folosea sulfat de lumină. Acum am fost eu personal la fabrică la București, am luat un alt produs, PAX, nu știu, se cheamă, n-are importanță. Au fost specialiștilor de acolo, au luat probe de apă, au făcut simulări în laborator și acum pun în operă la Săveni, să vedem dacă obținem rezultatele care vor e. Apa este bună, nu are încărcare biologică, nu e nicio problemă de epidemie, de diaree, deci exclus așa ceva. Este un pic tulbure, da, și vrea să are timpul să fie perfect. Nu a fost niciodată perfect, nu se vede. Eu am întrebat, dom'le, este risc de epidemie? Nu. Deci exclud această problemă și vreau să mai pronunț cu modestă. Ultima variantă adoptată de Nova Apaserv nu este una dintre cele mai ieftine posibile. Doar noul filtru achiziționat costă aproximativ 20.000 de euro, iar cele existente au costat operatorul de apă doar 5-6.000 de lei. Pentru că aceste filtre sunt foarte scumpi. Filtrul care pune acum costă 20.000 de euro. De la numele. Și vin, nu stai nimic cu el pe stoc. Faci comandă, durează 2 săptămâni, plătești avans. Soluțiile astea nu stă nimic. Sunt produse cu domeniul în gust de utilizare și nu stă nimic cu ele pe stoc. Curios este faptul că de Ziua Mondială a Apei, la o conferință organizată de Nova Apaserv, directorul adjunct de la DSP Botoșani, Felicia Beleca, a felicitat operatorul de apă pentru soluția găsită pentru zona Săveni. Iar acum, după câteva luni, a spus că apa furnizată de Nova Apaserv nu este conformă. De ce această schimbare? Directorul Gabriel Cârlan nu vrea să se pronunțe. Avem zona 3 de aprovizionare cu orașul Săveni din lacul Negren și felicit cu această ocazie pentru rezolvarea acestei probleme. Nici nu vreau să comentez, nu știu. N-am răspuns la întrebare. Săptămâna trecută, conducerea DSP Botoșani a anunțat că după montarea acestor noi filtre, imediat va emite și autorizația sanitară de funcționare.